Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante! Astăzi nu e nicio măsculiță, măcar că suntem în bucătărie, dar sunt foarte emoționată de faptul că ieri am întâlnit o colegă de-a mea, pediatră, care activează și am vorbit, am discutat, bla 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 bla. Eu întreb, dar ce se mai aude la noi cu gripa? Ce mai este de... Vai, gripa crește cu complicații, cu foarte, foarte o stare așa de amărăciune pe suflet și ea zice, Veronica, poate tu cunoști, știu că tu erai la noi cu rețetele astea naturistice pentru cei reconvalescenți, pentru cei care urmează a fi vindecați până la urmă. Zic, păi uite rețeta care o cunoșteam de mult și acum o folosim în familie ca scop profilactic, ca de menținere. Chiar și soțul meu a avut așa o tusă care cam greu a trecut și ne ajută foarte bine. Iată rețeta care și borcanașul care de acum noi îl terminăm, îl finisăm. O rețetă care o folosesc De mai mult de 30 de ani, încă când practicam ca pediatru în Rusia. Este foarte ușor de preparat. Se folosește grăsimea de porc. Dar cum se numește în română? Știu că prapur se zice la noi, rusă brăjeica, nutreac. Grăsimea care acoperă intestinele. Se topește la băița de aburi, se adaugă cacao, se adaugă miere, se adaugă suc de aloie, se amestecă, se ține într-un borcanaș la rece, se ia de două ori în zi savurând. Iată, noi am terminat acest borcanaș. Rețeta o să vă scriu în descriere, dar am mai descoperit încă o rețetă care am preparat-o recent, iată, de acum stă pregătită și eu am încercat-o. Rețeta aceasta eu nu o folosesc pentru că eu nu folosesc carne de porc, asta e pentru soțul meu și am mai preparat încă o rețetă, așa foarte, un amestec foarte, un turmeric, scorțișoară, unt de cocos, miere, e un amestec super, super. Amestecurile acestea puteți să le folosiți, pur și simplu cu lingurița le luați, le sugeți în gură. Puteți să le amestecați în apă fierbinte, să faceți ca o băutură delicioasă și gustoasă. Aceste amestecuri sunt super imunomodulatoare, probiotic natural, antioxidante, antibacteriene și vă îndemn să mă îndreptați fața către medicina naturistică. Sunt atâtea remedii de folosit pentru o sănătate. Să ne îndreptăm privirea către medicina naturistică, să ne îndreptăm privirea spre o altă medicină preventivă, pentru sănătatea națiunii, pentru sănătatea copiilor noștri, a părinților și a buneilor. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept la alte filmulețe. Aici 300 de grame de miere bio, care se topește. Apoi adaug curcuma sau turmeric, 80 de grame, puțin câte puțin. O lingură de unt de cocos. Și 20 de grame de scorțișoară. Și amestec bine, bine, bine. Deconectez aragazul și am primit așa o pastă delicioasă, gustoasă.
încet. Eu vă doresc să fiți sănătoși și să aveți grijă de sănătatea voastră. Vă iubesc și vă îmbrățișez!